este ora 9. Astăzi, pe ordinea de zi, avem dispoziția numărul 30 din 08.02.2018. Pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 09.01.2017, proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de 3 ședințe, începând din 1 februarie 2018, proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIBU. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei conform prevederilor legii 188-199 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completoarele ulterioare și HG numărul 61 din 2008 privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare. De asemenea avem suplimentare pe ordinea de zi. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierei masei impozabile pentru anul 2018, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, grădința numărul 1 Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, grădința numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în Comuna Cleja. De asemenea, tot suplimentare, avem și bugetul, proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea bugetului local pe anul 2018. Din cauza că de-abia vineri a fost ședința și a trebuit să facem proiectul la urgență. Propun adoptarea de urgență a hotărârii menționate mai sus în forma prezentată și redactată. Deci 14 voturi pentru, da? Puteți trece, treceți-l și pe Gabi, că Gabi vine. Am înțeles. Să... Deci dumneavoastră sunteți 15 în total, da. Acum sunteți prezenți 14, cu 14 voturi. Dacă apare ulterior, îl punem la celelalte hotărâri. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? 14 pentru, da? Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de 3 ședințe începând cu 1 februarie 2018. Discuții, aveți discuții? Cine este pentru? Deci 14 voturi pentru, da? Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2 al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Aici cred că am putea poți să vorbești tu despre analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol. Da,
A fost pus la mapă, dacă sunt... Mai aveți altă discuție? Se supune la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect, nu? Asta e asta. Privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Mai aveți altă discuție, întrebări? Să explice cineva despre ce e vorba. S-a reactualizat master planul pe apă și apă uzată pe o perioadă de din 2013 până în 2043, cu actualizările pe care le prevede, sunt în felul următor. În capitolul 2 este descris pe larg situația existentă care a avut la bază pe 2016 și sunt prevăzute previziuni, estimări, elaborări de către consultant pentru orizontul 2047 de către firma de consultanță ILF Consulting Engineering și Hydro Engineering în cadrul proiectului municipal de serviciu asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de apă uzată și apă în județul Prahova, Buzău, Neamț, Iași, Bacău, deci ăștia răspund pe toate județele care am menționat. Așa. S-a aprobat prin Consiliul Județean prin hotărârea numărul 118 prin 2009 și mai conțin în capitole investiții propuse, metodologii de evaluare a acestor opțiuni pe care le recomandă. Prezintă strategia la nivel județean cu privire la infrastructurii de apă potabilă și apă uzată. Prezintă planificarea și planul de investiții pe termen lung actualizat. Sunt prezentați de asemenea parametrii de proiectare, costuri unitare utilizate, etapizate, planul de investiții pe termen lung, costuri de investiții, costuri de operare și întreținere, program de implementare pentru etapa a doua din 2014 până în 2020 și cerințele instituționale pentru implementarea acestora, adică avize, monitorizare, inclusiv o analiză financiară și economică a măsurilor propuse. Este propus și un plan de evoluție a tarifelor, revizuită și o analiză a suportabilității acestora, costurile care mai pe direct, așa și ce ne interesează pe noi. Adică, pe plan termen lung, vor să implementeze pe sistemul de canalizare și vor să stabilească o rețea de colectare a apei uzate. Aici aș vrea să intervin eu un pic, ca să fie lucrurile mai clare, mai practice, ca să spun așa. Noi avem, Comuna Cleja, avem 5 milioane de euro pentru acest proiect, în care avem 4 km de apă, o să facem extindere, în jur de 4 km de apă, și avem 27 de km de canalizare. Ca să vă spun, acum, noi apă avem aproape în toată comuna, dar sunt anumite străzi care n-au apucat încă să
adică care avem nevoie de extindere. Vrem să facem extindere pe Republici, începând de la Sociului sau mai la Valea unde este și mergem până în Valea Mică să ne unim cu Valea Mică, practic. Mergem pe Republici. De asemenea, avem pe Alea Agricultorilor aici, la Cătea, dacă știți, Alea Morii, facem unirii, începând de la Carol, de acolo și până aici, la unde întoarce autobuzul. Unirii. De asemenea, facem la Lelelor, Speranței, Rozelor, avem ulițele astea care sunt aici sus la Coșa, dacă știți. Avem Măceșului, la Stejarului facem de aici de la Trei Cruci și mergem, pentru că totdeauna sunt probleme cu apa în timpul verii, țeava care este la ora actuală pe strada, cum se numește strada? Pe Stejarului. Stejarului, nu-i Stejarului, e cealaltă din deal, cum îi spune. Unirii, pe strada Unirii este țeava subțire și atunci vreau să mergem cu o țeavă de 110, începând de Stejarului, începând de aici, de la Trei Cruci și ne unim la Salca. Mergem pe dreapta. Totodată mergem și pe stânga, pentru că nici acolo nu este țeavă de apă. După aceea, mai avem o somușca, mergem pe strada Berzei, strada Nucilor, strada Socului și strada Stâncii. Sunt străduțe micuțe și cu asta aproape că avem în toată comuna apă. Da, pe alea Sfântul Marco, nu? Sfântul Marco, am înțeles că este apă. La jumătate. Nu știu, eu am înțeles că toată lumea și-a tras apa acolo așa. Deci nu există cetățean fără să aibă apa acolo așa. Ba da, eu. Noi am discutat cu domnul Gherfi și l-am întrebat unde anume o să vină Gabi. Sunt trase. Unde deci acolo țeava e la jumătate, în față la... Bani, la ce? Bani. Acolo e întreruptă țeava principală. La Antonii de Filoș. Nu, cred că sunt vreo 40 de metri acolo. Ai mai mult? Până la mine? Da, e. 10. Până acolo cam 100 și... 100 de metri. Dacă este, încercăm să includem și stradă și străduță, dar eu vă spun, am luat la pas fiecare străduță și am întrebat unde avem probleme și unde nu, unde ne este. Dar vedeți că toate străduțele astea micuțe care sunt tocmai ca să acoperim cei 4 km. La mine nu ajunge nici apă, nici gaz, nu mai vorbesc discutăm, de... Discutăm și de gaz. Da. Deci, acum, partea de canalizare, ca să vedeți. Într-adevăr, noi am avut nevoie ca să acoperim toată comuna, am avea nevoie în jur de 40 de kilometri de canalizare. Dar pentru faptul că acest studiu a fost făcut mai de mult, adică când a fost, acum câțiva ani în urmă, s-a prins, au fost 25 de kilometri. M-am dus, am mai tras, eu mai dat 2 kilometri în plus, practic. E vorba de un buget care a fost aprobat pe fonduri europene și ăștia-s banii, practic. Ni s-a spus că restul de canalizare și restul unde vor să mai fie probleme, facem pe alte fonduri. Deci, întâi trebuie să implementăm acest proiect, trebuie să realizăm acest proiect, după care începem cu alte proiecte care să definitivăm și să acoperim toată Cleja. Ca și v-aș putea spune străzile pe care am conceput, pentru că la început era ca în Somușca să nu ajungă deloc și am insistat, am zis, domnule, nu există, Somușca trebuie să aibă și Somușca canalizare. Și atunci, pentru Somușca ne-am dus pe strada Soarelui până în capăt, adică începând de la Caro și până sus, strada principală, n-am putut intra pe artere, pentru că altfel nu ne-ar fi ajuns. Am mers pe strada Unirii, cap-coadă, strada Stejarului, la fel, ne-am dus până la șosea, am mers pe Armonie, am mers pe străzile astea mai importante și ne-am dus pe Eroilor, am făcut pe Stadionului, pe Republicii, până, deci mergem și stația de epurare va fi înspre gară, dacă la ieșire din Valea Mică, pe stânga, mergem la vale și imediat după casă este sub malul ăla, acolo se face stația de epurare și de acolo așa te duci până la Siret, ca să spun așa. Pe strada care e asta la Vale Republicii, avem pe ambele părți, pentru că
este normal să fie. Și aici canalizarea este prinsă inclusiv poșerilor. Avem în... Stați așa, o secundă. Inclusiv în partea de sus, cum se numește, siliște, avem... Avem destule străduțe, numai străduțele micuțe nu sunt prinse, ca să înțelegeți. Da. Mai dacă sunt alte... O să trebuiască că atunci a conceput un alt tarif pentru impozitarea celor care nu beneficiază de anumite servicii. O să discută. Deci, pentru că noi impozitarea... Nu să ai toate serviciile comunei la dispoziție și altul care nu are nici apă, nici gaz, nici canalizare, nimic, să plătească același impozit ca toți ceilalți. Sigur, noi putem face chestia asta, singura condiție este să ne încadrăm în cadru, să avem un cadru legal. Noi suntem consilieri aici și nu putem spune că altul mai mult, altul mai puțin. Trebuie să găsim calea legală. Dacă există calea legală, sigur că face. Trebuie să existe și o cale legală. Ei, dacă există, atunci spune și veniți direct cu litera legii, pentru că cred că așa e normal. Așa discutăm, sigur, că ăla n-are, ăla are. Dar nu se poate canalizare un băga unde, acum cu ocazie unde se sapă, să fac săpăturile pentru apă, să băgăm și canalizarea, că să nu mai răscolim două ori. Canalizarea este o... gândită și treaba nu. Asta. Canalizarea este o lucrare complexă. Ea trebuie să asigure totdeauna cădere, adică trebuie să aibă o pantă de scurgere. Știu. În unele locuri intri la 3 metri, în unele locuri la 2 metri, în unele locuri... Deci totdeauna sunt... e o complexitate diferită față de apă. La apă te-ai dus la un metru și mergi non-stop, înțelegi? Iar ce ai face dacă ai băgat, de exemplu, canalizarea la 2 metri, apa la 2 metri și când ai o defecțiune, cum mai săpi? Adică cum... Deci nu se poate. Canalizarea e canalizare, apa e apă. Sigur, și sunt bani separați, este proiect diferit, ai autorizație construcție, de construcție, ai dirijin de șantier pentru fiecare lucrare în parte. Nu poți ca să vii să faci alandala. Înțelegeți? Deci asta e problema. Deci, dar vom face proiecte în continuare, urmărim și să rezolvăm toate problemele. V-am spus, aici cu domnul Dogoș, nu știu cum s-a scăpat, așa mi s-a spus că este apă. Deci o tras fiecare țavă. Bun, deci da, ai țeavă. Unde alege coloana? Coloana principală e la Silva și în față, acolo se oprește. Păi și de acolo până la mine, vă văd. Bun, da, aia. Cum? Da, aia apă acum, nu? Am din fontan. Mergem, vedem, verificăm și... O să vedem, dacă zici că nu este, uite, deci încă o dată, noi ne-am luat... Pentru că, de ce spun asta? Pentru că poate pe viitor, acolo în grădină, la Grosu, acolo e loc de trei case și omul poate vinde și își face, vine cineva să facă acolo. Dar nu ne oprim cu investițiile, domnul. Aici așa, noi în continuare, lucrăm, până la urmă, stabilim prioritățile, începem și după ce terminăm aceste sesiuni, venim și cu alte sesiuni, nu, mergem în continuare. Noi de asta suntem aici, așa, ca să răspundem nevoilor cetățenilor. Mai sunt alte discuții legate de proiect? Atunci se supune la vot. Cine este pentru? 14 pentru, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adig. Aveți la mapă. Dacă aveți ceva întrebări, aveți întrebări, discuții, ceva? Nu avem ce obiecta, având în vedere că le-au spus de la Consiliul Județean. Vin de la Consiliul Județean, facem parte dintr-o, din această asociație, ce trebuie să apă. Vorba de care sunt. Se supune la oricine să fie ajuns. Am scris la cine. 14 pentru? Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2018 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Aveți la mapă? Aveți discuții? Să ne dea o explicație, domnișoară aici.
Aveți o mapă la fiecare comisie s-a pus adresa de justificare a sumei care s-a stabilit de 6.000 de lei. Domnul justifică prin mărirea aparatului de specialitate în cadrul ADIS, inclusiv proiectele pe care le au în derulare, planul de execuție pentru achiziții. Toate lucrurile acestea, inclusiv în schimb și locația, nu mai au spațiu de lucru la Consiliul Județean, deci trebuie să plătească chirie unde se mută. Sunt lucruri justificate prin adresa pe care o aveți la mapă. Am vorbit cu domnul director Sertu. Trebuia să vină astăzi să fie în cadrul ședinței noastre să ne prezinte pe larg problemele care, adică aceste sume care sunt cerute și să vedem ce fac cu ei, cu ele. Problema este că deja groapa, cum e groapa de colectare, deja se închide și începe să deschidă. Și astăzi este vorba de semnarea unui contract, crezi că nu ajunge, dar va veni la o discuție să vedem la concret care sunt previziunile și ce se întâmplă pe viitor cu această asociație. Se referă cumva la mărirea prețului la gunoi? Nu, nu are nu are legătură. Acum dar discuțăm numai pentru această cotizare. Domnul primar, 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 domnul câte voturi pentru? 13, da? Mai e cineva? Domnul Varga? Mă abțin. Vă abține. Deci, sunteți 12 voturi pentru. 1 vot împotrivă. Domnul Pogorici. Și 1 vot abținere, da? Domnul Varga. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei conform prevederilor legii 118/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare și HG numărul 611/2008 privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare. A fost pus la mapă. Aveți discuție. Alte discuții, se supune la vot. Cine este de păi spuneți. Dacă îmi permiteți, vă explic pe scurt, ați avut la comisiile de specialitate. În fiecare an, evaluarea secretarului se face pe baza HG 611 și legea 188. Sunt niște criterii de performanță, le aveți acolo la comisii. Și anual se face această evaluare. Deci sunt niște criterii conform actelor normative pe care le-am precizat mai sus, mai înainte. Mai sunt discuții? Se supune la deci cine? Se face de către domnul primar la propunerea dumneavoastră. Calificativele sunt bine, foarte bine. Primar, despre ce e vorba? Practic este colaborarea adică, care există între secretar și primar la... Păi și colaborare. Bună, nu-i bună, cum e de o să știu. Dumneavoastră, deci, colaborarea. Eu, deci pur să vă spun, eu nemai sigur că mai sunt dezbate. Destule, dezbate, destule. Dar eu zic cu una cu alta, trebuie să depășim de fiecare dată momentul și să mergem mai departe. Dacă ar fi prea frumos ca să fie totul în aceeași, să fim permanent pe aceeași lungime de undă. Dar sper ca pe viitor
să fie și mai, adică să încercăm o continuă îmbunătățire a relației de... Legea nu am făcut-o eu, nici dumneavoastră, noi suntem aici cu să o respectăm, cu toții. Și dumneavoastră în calitate de consilier și domnul primar, atunci lucrurile sunt în regulă. Și dacă stați alături, înseamnă că tot e bine. Nu avem un control, trebuie să fim cu toții cu o echipă, în aceeași barcă, să vâslim în aceeași direcție, ca să nu se scufăm de barcă. Dacă se scufăm de barcă... Atunci ar luați canaș. Și să avem interese comune. Păi, nu cred. Da, trebuie să respectăm legea și cetățenii, interesul cetățeanului, dar în spiritul legii. Cu dumneavoastră și eu și cu toții, că altfel nu se poate. Eu zice să... Sigur, există tot timpul acel ghimpe că e loc de mai bine, dar una alta mergem înainte, nu avem un control. Și cred că știți și care a scos înainte colaborarea. Eu zic că colaborarea trebuie să aveți în continuare, pentru că primarul, fără secretar, fără contabil, nu poate să facă treaba. Este clar, sunt niște probleme la care... Și nici noi consilieri avem nevoie de absolut. Totuși, o spune și activitatea. De-a lungul timpului, nicio hotărâre din Consiliul Local n-a fost atacat în contencios. Asta spune totul, da? Nici dispozițiile primarului, cu o mică excepție, acolo suntem în contencios. Se pare că pe fond am câștigat împotriva prefecturii. Vedem dacă se atacă... Așa, permanent mai sunt. Da. În rest, nu am avut niciun fel de... Până la dezbatere, le aduc progres. Așa. Se spune la vot cine este pentru? Pentru calificativul? Foarte bine. Adică dumneavoastră propuneți foarte bine și domnul primar semnează pentru acest calificativ. Bineînțeles, foarte bine. Da, mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Domnul primar, înainte de a trece la problema ridicată de doamna președintă, aici totuși mă aveam, privind aprobarea normei referitoare la îmbunătățirea activității de gospodărie, tot în documentul ăsta. Da, da, aici sunt câteva probleme, câteva sancțiuni, unde spune că distrugerea unei bănci costă atâta, distrugerea unui semn de circulație și așa mai departe. Da, asta la diviase după ce se termină. Deci, acel proiect de hotărâri pentru gospodărie va fost pus la dispoziție pentru consultare. Nu este pe ordinea de zi, pentru că suntem în procedura de aducere la cunoștința publicului. Și am zis să vă pun la dosarul de ședință, ca dumneavoastră să luați la cunoștință și când o să avem toate avizile necesare, să procedăm la discuția acestui proiect. Dar, într-adevăr, ideile sunt binevenite. Discutăm la diverse și să putem de acel proiect. Da? S-a actualizat pe bugetul local, s-au actualizat niște valori acolo, ele s-au pus niște sume între aliniate, fi la consultanță, fi la tot ce ține de bugetul local. Deci, ce se întâmplă? Totdeauna știți că aceste proiecte au fost făcute, să spun eu, la urgență, ca să inițial, ce s-a știut. Între timp, avem proiectele aprobate, avem, deja s-a scos la, deci le-am scos la licitație, deja trebuia să se finalizeze dispensarul. Astăzi este ultima evaluare, să vedem dacă mergem mai departe sau alegem un alt constructor. Podurile, tot astăzi, mi se pare, este ultima zi de depunere a ofertelor și încercăm să intrăm în linie de apă și cu podurile. Dispensarul, astea, cele două școli, la fel, sunt în faza de a intra pe
de a le scoate pe seap. Deci aici suntem cu aceste proiecte. Sigur, în situația în care au fost și scoase, apar mișcări de sume între capitole, practic, știți? Te trezești că dincolo nu a fost prins niciun leu, dincolo e mai mult și atunci le echilibrezi cumva. Astea sunt modificările care sunt, nu sunt modificări fundamentale și de fond. Sunt mai mult între ele niște sume. Deci cam asta este, ca să înțelegeți. La toate trei obiectivele. Alte discuții? La ce diferență între ce au fost la dispensar, de exemplu, și ce... Nu e vorba de 3.000, 4.000, 5.000, puse așa 5.000 de lei, deci nu vorbim de sume mari. Pe partea de cofinanțare s-a pus pe partea de proceduri de achiziții și la consultanță, deci trebuiau puse la toate cap, că s-a luat antre când am încheiat contractul, atâția bani au fost... N-am mai făcut alte modificări. Acum, la o nouă listă de investiții noi, am actualizat fiecare capitol să nu trebuiască iar să venim să spunem că trebuie bani, că nu ne ajunge de contract acolo. Sau... Dar diferenții foarte mici de sume, nu vorbim de... De 2.000, de 3.000, chestii de genul ăsta. Adică ele apar, sunt inevitabile. Apar în timpul procesului de licitație, apar în timpul procesului de evaluare, apar și atunci te trezești, pentru că nimic nu-i perfect în lumea asta. Omul e perfect. Dosare pentru licitație, sunt depuse pentru construcție. Deci, am avut, eu am zis că e norocul nostru, pentru că l-am scos în perioada asta, de după anul nou imediat și societățile nu lucrau, a venit o singură firmă pentru dispensar, dar se pare că sunt probleme. Adică, sunt probleme în ce sens? Găsim tot felul de neconformități și noi cerem clarificări în permanent. Astăzi este ultima zi în care mai cerem o clarificare. Să vedem dacă vin cu clarificările, deci dacă nu, trebuie să excludem și ridicăm din nou pe seap, facem o nouă licitație. Poate o să vină mai multe firme. Acum, avantajul când vin foarte multe firme este că ai de unde alege. Dar este și inconvenient că vine ăștia și încep să facă tot felul de contestații și nu merge treaba. Deci eu aș vrea, practic, pe mine mă interesează să fac această lucrare și în iulie-august să avem dispensarul făcut. Că în șase... Da, păi dar cum? Păi dar în 6 luni de zile eu vreau să fie dispensarul terminat. Iar podul e tot la fel, în 6-7 luni trebuie să fie terminat. În vara asta terminăm cu podurile. Și cu grădinița și cu școlile. Deci nu există. Import. Problema este să vedem dacă nu sunt contestații ca să putem să ne blocheze licitația. Că în rest nu avem probleme. Asta de evaluat, să lași termenii, uite, vine, de exemplu, să urc firmul, eu știu, nu se încadrează, nu respectă toate din proiect, trebuie să-l anulez, e de la capăt, iar alte termeni și trebuie să respecte termenii, nu ai voie să treci peste termenile alea. Totul se face online, acum pe seap, deci numai din ofertantul cu urtii la noi la primărie. Ai 20 de zile pentru partea tehnică, după aia 20 de zile pentru partea financiară, trebuie să reevaluezi tot, se încadrează, nu? Practic, dar nici nu știm cine vine la licitație. Astăzi este ultima zi de depunere, la sfârșitul zilei vedem cine a venit la licitație. Și după aceea le iei pe fiecare în parte, începem cu locul 1, cu locul 2, cu locul 3 și vedem care este eligibil, adică care corespunde cerințelor impuse de manera, poți să spun, se numește. Da, sunt deci sunt la proiectantul, trebuie și sunt verificările care sunt de făcut, știți? Dar sperăm că vom trece peste toate. Mai aveți alte discuții? Cine este? Se supune la vot. Cine este pentru? 14 pentru? Nu. Da? Nu, eu mă abțin. Deci, din 14 prezenți, câți pentru? 11. Da? Cine se, câte abțineri avem? 3? Proiect de hotărâre și din... Domnul Hoborici. Haide.
trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare, grădinița numărul 2, Cleja, comună Cleja, județul Bacău. Aveți pus la mapă tot... E aceeași problemă, dar... Deci, grădinița 1, cu ce mai doar. Aveți discuție, se spune la vot. Cine este pentru? Câte voturi avem? La fel? Da, deci 11 pentru, da? Și 3 abțineri. Domnul Varga, domnul Zeborici și domnul Joca, da? Și Zarga. Pune și pe Zarga acolo să fie în completare. Deci, 10 atunci 10 pentru și 4 abțineri, da. Varga, Vuborici, Joca și Salca. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, construire, dispensar medical, cabinet de medicină dentară și farmacie în comuna Cleja, județul Bacău. Aveți pus la mapă discuții? E același lucru, am același lucru, dă-i înainte. Deci, spune la vot, cine este pentru? Câte avem pentru? Tot 10 și 40. Stați așa un pic, nu deci, pentru, 1, 2, 3, 4, domnul Joca? Nu, 4, 5, domnul 6, 7, 8, 9, 10. 11. Și 3 abțineri, da? 3. 2 abțineri acum. Domnul Varga a ridicat mâna. Păi ridicat și domnul Salca. Și Augustin a ridicat. Deci e numai Joca și Ogorici. Deci 12 pentru da, 12 și 2 abțineri, da? Rămâne doar domnul Coborici și domnul Joca. La abține, da? Da. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea bugetului local pe anul 2018. Aveți cu să mă întâi aș vrea să prezentăm în mare, după care putem să avem discuții pe marginea bugetului. Dacă vreți sau vreți înainte să aveți, să puneți întrebările dinainte, cum doriți. Deci avem în 2018 un buget de 6.390.000, adică 63.900.000. Anul acesta am primit bani la TVA învățământ, fără învățământ salarii, s-a dat la inspectoratul școlar, deci suntem la învățământ doar pe partea de bunuri și servicii. Restul sumelor primite, inclusiv cu veniturile proprii care sunt estimate la nivelul, ca așa spune legislația, cel mult la nivelul încasărilor din anul precedent, adică undeva la 7 miliarde de venituri proprii, vorbim încasări proprii, le-am repartizat în următorul aspect. Salariile, bunuri și servicii care au trebuit conform ordonanței 90 diminuate cu 10% față de nivelul plăților din anul precedent, ca așa spune, vorbim la bunuri și servicii, întreținere și funcționare. Iar pe restul, bun, am dat la muzicant cu after school-ul, deci cheltuielile care țin uzual de contract. Restul sumelor le-am prins pe investiții, vorbim din bugetul local, avem un excedent din anii precedenți de 20 de miliarde, care sunt la momentul respectiv, la momentul acum curat, deci nu ne-am atins de ei, toți banii care ne-au rămas i-am pus pe cofinanțări la investiții. Și cum ați avut pe lista de investiții, deci am prins cofinanțarea plus suma aprobată, probabil ați văzut că sunt niște sume mai mari, dar ați văzut că sunt și alte surse constituite, adică am prins inclusiv sumele
conform contractului semnat cu Mederapu, care urmează să ne vireze, dar banii vor fi virați în momentul când ne ducem cu cererile de finanțare la dâns și cu cererile de plată. Dar ca bani din bugetul local, am prins cofinanțare pentru poduri, cofinanțare pentru grădinița 1, cofinanțare pentru grădinița 2, dispensarul. Mai avem o parte la extinderea apăstarea stadionului, pentru că anul trecut nu s-a plătit tot contractul, doar o parte. Urmează după recepție să vedem exact valoarea finală. Pentru terenul de sport, care îl depunem la GAL, cofinanțarea, am înțeles că a crescut valoarea investiției de la 37.000 de euro, ne dau 39.000 de euro, deci a scăzut și cofinanțarea noastră. Am mai prins la Pugu, că mai avem și la Pugă o parte de bani de dat, că încă nu s-a terminat. Domnul primar, am mai prins 1,5 miliarde la înființare sistem supraveghere video în Comuna Cleja. O să vedem la momentul, eu am prins doar ca valoare, urmează să vadă dânsul împreună cu specialiștii punctele și cât se pune, dar ca sumă 1,5 miliarde. Am prins proiectare, extindere rețelii gaze pentru 15 km. SF-ul, ca să putem obține licenții la Somoșca și Valea Mică, ca să poată oamenii să se racordeze, deci este gaz existent, dacă ați poate să facă de până la E.ON să obține licență, trebuie făcut un SF, am depus bani și acolo. Am mai prins, mai vrea domnul primar, o asfaltare și modernizare drum comunal, câți kilometri a zis? Noi am prins, în, da, am prins așa o sumă pentru SF-ul ăla. Am prins proiectare, recalibrare Părâu Cleja și pentru Indie Drum. Probabil este vorba de ce ați mai avut discuții cu Părâu. Iar o diferență, ca să putem echilibra bugetul să fie, am mai pus un 6 miliarde. Urmează să vedem după ce facem proiectul de extindere de gaze. Am prins pentru extindere de gaze naturale doar 6 miliarde. Acum urmează după ce face proiectul cât costă valoarea, mai punem din excedent. Deci excedentul este curat. Deci avem o valoare totală din surse proprii de 1.860.000, adică 18 miliarde prinși din bugetul local, deci banii noștri proprii, fără excedent. Urmează excedentul să-l prindem pe investiții, următoarele investiții care mai trebuie demarate. Aș vrea să completez un pic cele expuse de Alina pentru a vă explica modul meu, cum am, modul meu de gândire și de ce am gândit așa, bine că am, ne-am consultat și între noi. Am zis că este bine ca să, dacă facem gaz, să aibă tot cetățeanul gaz. Dacă tot, și atunci stabilim, că sunt în jur de 15 km de rețea de gaz, ar fi nevoie în Comuna Cleja. Inițial am vrut să facem și pentru Somușca și Valea Mică, dar pentru că aceste sate nu au licență, vom face un studiu de fezabilitate pentru obținerea licenței de furnizare. Somușca, deși are alimentare, nu știu ce s-a întâmplat, de ani de zile nu s-a obținut licență. Am avut discuții cu gaz, la gaz și trebuie să obținem licență pentru anul ăsta, vom obține licență pentru cele două localități, ca ulterior anul viitor să putem să tragem gaz și în aceste două localități. Iar în Cleja, dacă facem în jur de 15 km, cam 1,5 miliarde pe kilometri, pe kilometru de rețea ar fi, cam asta ar fi, în jur de 22-23 de miliarde vor fi alocați pentru gaz. Am zis să beneficieze toată lumea de gaz, cam asta a fost modul meu de a gândi. Acum, sigur, dacă ne rămân bani, după aceea vor face și un kilometru, doi de asfalt, dacă ne rămân bani, aici așa. Părău, deci dacă terminăm podurile, cele 6 poduri, sigur vom recalibra și albia Părăului, unde e nevoie, vom face tăierea de cot, care tot vrem să o facem, dar este greu. Acum obținem bugetul, facem un contract cu o firmă care poate să ne facă o evaluare și un proiect pe tema asta, că așa cere legea. Deci vom face recalibrare și obligatoriu atunci pe partea dreaptă a părului trebuie să faci un drum ca omul să poată circula, practic. Asta a fost strategia. Ce am mai discutat, ce proiecte mai sunt, Alina? Recalibrarea numai în partea de Valea. Să vedem cum stăm cu banii. Sigur, mergem și în sus. Să vedem cât o să fie pe kilometru, care sunt nevoile, noi putem merge și continuăm în continuare. Deci continuăm. Dacă ar apărea ca să putem face pe fonduri europene, ar fi și mai bine a face tot pe rău, știți? Dar măcar
zonele unde sunt sensibile, în curbe, că degeaba, aici ai problema. În rest, ăștia-s banii care vrem să-i folosim, ăstea-s proiectele care vrem să facem anul ăsta. Dacă mai sunt, cu situația cu supravegherea video. A fost și anul trecut discuții, anul trecut n-am ajuns cu banii, au fost proiectele astea pe care, în rest, în principiu, acum sunt clare. Știm, vom face și supraveghere video. Am discutat împreună punctele în care vom face și le facem. Au fost discutate alte proiecte cu proiectul ăsta de studiu. Trebuie făcut obligatoriu pentru obținerea licenței și știți lucrul ăsta. Altele știți. V-am prezentat cu apa care unde va fi. V-am prezentat cu canalizarea. Dacă aveți și alte idei, sunt binevenite, dacă sunt în folosul comunității. O să mai fie anul ăsta, încercăm drumurile care au fost asfaltate și unde nu avem descărcarea apelor pluviale, va trebui să dăm tuburi, cum ar fi pe Bersani, aici așa în gas, să nu mai vină apa peste cetățeni, va trebui să băgăm tuburi și sus aici, la 3 cruci 2, la unde vine, intră apa peste oameni. Deci, chestii care le putem asta le facem din, și cu surse proprii și cu oamenii noștri, ca să spun așa. Răspuns de la Consiliul Județean pentru drumul ăsta? Anul trecut ne-a promis că anul ăsta face. Nu știu dacă anul ăsta intră, dar oricum se va face. Nu știu dacă anul ăsta, sigur, dar și acolo pe bază de proiecte, până se face proiectul, până intră în execuție, dar sigur se va fi făcut și drumul ăsta. Am promisiunea că se face. Dacă se deschide PNDL-ul 3, deci e vorba să se deschidă, atunci o să intre iarăși o serie de drumuri și vom face și drumuri. Deci noi avem în excedent la ora actuală 20 de miliarde. Avem bani pregătiți pentru orice proiect. S-ar putea să facem un centru de zi, dacă avem bani. Aș dori să fac un centru de zi pentru copii, pentru că, ca să preîntâmpinăm, da, abandonul școlar, să vedem și să-i pregătim, pentru că școala este cum este, părinții sunt cum sunt, cineva trebuie să vină să aibă grijă de acești copii. Și să facem pregătire după școală, să-i pregătim pentru a doua zi. Și eventual să extindem puțin și partea cu datul la, să dăm câte o masă caldă la ieșire din școală. Deci sunt proiecte care cred că anul ăsta multe vor intra în pe făgașul lor normal. Dacă sunt discuții, dacă vreți și alte lucrări, sunt deschis cu toată lumea dintre din, nu contează în ce partid suntem. Vrem să facem pentru comunitate. Mai aveți alte discuții? Întrebări? Inclusiv știți foarte bine, anul trecut am făcut toate drumurile agricole, adică am încercat să lățim. Deci, toată energia pe care o discutăm, încerc să vină în sprijin folosul comunității. De la cimitir de aici spre pe pădure, ăla ar trebui. Ăla e cel mai rău drum. O să faci. Așa este, acolo chiar am ajuns. N-am ajuns, dar noi anul ăsta, uite, anul ăsta o să facem. Ați venit, în primăvară, cum reușim. Ce drum e la Curunai? Da, uite, ascultați-mă, eu m-am uitat și pe drumul ăla, dar ați văzut, am făcut părăuz pe acolo așa. Deci, lumea a început să intre. Drumul ăsta, m-am uitat, să nu credeți că nu m-am uitat. E ca o covată acolo. Apa curge pe drumul ăla. Problema este că drumul e atât de îngust, dacă intri în dreapta, intri în stânga, intri pe proprietatea omului. Și dar iese... înainte cum era când urca combinate acolo? Cum era drumul făcut atunci? Proprietatea a făcut ei, care eu pot intra un pic, vin cu un autograder și îmi fac drum. Păi da. E în folosul dar tuturor. Știi cum sunt drum. Terenurile, dacă erau terenurile, cum să spun, perpendiculare, luai de la fiecare o bucată. Dar așa cum sunt acum, e de-a lungul drumului și dacă ai luat, ai luat jumătate din terenul omului și iese bălci, înțelegi, acolo e al lui Pusii sau nu știu cum îi zice. Acolo. Și știu că am avut discuții și oamenii sunt
Da, la intrare, chiar la intrare e cel mai noroc. Da, pe acolo. Chiar aici, chiar aici. De la anul ăsta mă face și drumul ăla. M-am uitat, bă, cum să fac? Băi, trebuie să iau din proprietatea omului. Dar nu e proprietate la nimeni aici, la intrare. Unde? A, aici, chiar la intrare. Da. Aici treaba, într-adevăr, se poate rezolva. Dar eu zic așa, înspre pădure, în sus, încolo. Să... Acolo e important. Da, acolo e problema. Dar eu vă promit că, cum se face un pic de căldură, vom face și drumul ăsta, ca ei să nu mai urce prin cinga și să coboare. Să urce aici, direct. Păi, drumul ăla trebuie făcut de acolo și până la intrare în Somușca, în spate, acolo, sus. Da. Vom, deci... Este singurul loc unde n-am ajuns. N-am ajuns aici, dar... Și mai sunt de mai la Valea Mică, mai sunt două străduțe la Valea Mică, tot așa, unde trebuie să intervenim. Am făcut. Anul acesta. Așa aș mai veni și eu în completare, referitor la drumul la Vale, lângă Baltă, drumul care duce în toată Toplița. Acolo mie întotdeauna îmi face drum, am norocul că sunt la margine și îmi face drum exact prin bucată. Dar ar fi de trecut odată cu autogrederul, că este un cămin de ăla vechi rămas pentru udat, ce a fost pe vremuri. Și ocolește, ar trebui dărâmat acolo în așa lucruri și cu buldozerul nostru s-ar putea cu escalatul. Să intrați puțin și în sala de alături, aia e și o sală frumoasă, vin copii. Problema este că nu avem toaletă aici așa. Cred că o să trebuiască să cumpărăm o toaletă ecologică. Sau... Și să încercăm să facem undeva, n-are comunitatea toaletă. Aici, după, așa m-am gândit, după... Și nu știu, dar este bazinul ăla sau ce este, cine știe acolo? Ce este acolo în bazin? Este... Și acolo de, dincolo de asfalt? Da. Păi de cantorul de la bloc. De cantorul de la bloc. Și acum nu mai este. Lucrează în continuare. În continuare. Da. Putem să... Acolo. Faci conducta acolo, dar acolo se filtrează. Da. Deci o să trebuiască să cumpărăm două WC-uri. Oricum o să avem zilele tineretului anul ăsta și va trebui să ne implicăm și noi. Nu îi putem lăsa numai pe preoți. Măcar cu chestia asta. Da, oricum o să ne ceară ajutor, probabil să vină... Alina mai vrea să... Da, mai am făcut o precizare. Din bugetul local, știți că în fiecare an finanțăm anumite activități. Deci am prins pentru transferul Consiliul Județean cu persoana cu handicap 13.000. Școala Cleja, la Școala Cleja am dat pentru navetă, cadre didactice, cheltuieli cu examinarea obligatorie a salariaților, cheltuieli cu bursele, cheltuieli pentru plata fondului de handicap, adică ce depășește 50 de salariați și nu avem cel puțin 4% angajați, ca persoană cu handicap, trebuie să plătim o contribuție la bugetul de stat și plătește și școala pentru că au 60 de salariați. Am prins și pomul ăla de Crăciun pe care îl dăm în fiecare an, că se meargă în continuare tradiția. Și mai aveau niște probleme în urma controlului cu DSP-ul. Trebuie să pună protecții metalică pe la caloriferii, becurile să fie cu lampă de aia metalică. Deci am finanțat și cu astea. Am dat la FSC 21.000 în continuare ca să mergem. Cu acolo vedem, am prins suma 40.000 de lei cu auditul ca să implementăm. Noi suntem membrii ACOR, Asociația Comunelor din România. Fiecare unitate administrativă trebuie să facă un audit. Legea prevede, dar nu știu dacă e chiar obligatorie. Până la urmă, dacă nu faci, nu faci. S-a stabilit pentru că e mai ieftin decât să angajezi un auditor în cadrul unei primării, este mai ieftin să fie auditorul să fie angajat în cadrul asociației și ele să fie făcute de această asociație. Sigur, a venit cu o sumă de 40.000. Nu sunt de acord cu nicio formă și le-am spus că dacă nu scade suma, mai bine nu fac audit. Pentru că Primăria Cleja, unitatea teritorială a noastră aici, a lucrat și lucrează de ani de zile. Curtea de conturi vine, ne verifică, nu avem probleme majore. Sigur că totdeauna ceva, o virgulă se găsește că nu-i pusă la locul unde trebuie. Dar ca să dau 40.000 pentru un auditor care vine două săptămâni sau 20 de zile, mi se pare foarte mult.
și nu o să dau cu acești bani dacă nu scad prețul. În Piatra Neamț, în alte județe, cum sunt Focșani, peste tot, maximă e 25.000. La noi vii cu 40.000, mi se pare foarte mult. Și le-am și transmis, am vorbit și cu ceilalți primari, nu suntem de acord cu această sumă, este foarte mare. 40.000 se vii două săptămâni ca să te verifice la ce? Ce la hârtire care le faci? Dar nu se poate cupla două comune? Nu pot, legea nu dă voie. Nici deci, nu putem face contracte pe stări servicii, că au venit anul trecut, știi, doamna secretară, o lege în care nu ne dă voie să externalizăm serviciul, adică să facem un contract și să-l plătim la contract. Singur, nu-i permite legea. Singurul, doar prin asocieri cu asociații de genul ăsta sau angajat, dar ca angajat, și ca angajat nu prea... Nu vin la salarii din asta. N-ai ce să... Da, când îi pui contribuțiile ajungi dublu, la 800 de milioane. 20 de milioane și îți ia 400 de milioane. Dacă vii cu contribuții cu tot, 800 de milioane. Ajungi la 800 de milioane. Nu se prezintă persoane, că trebuie să îndeplinească niște condiții, vechimii, calificări, atestate. Cât cer salariul ăla de la curte? Da. Deci aici sunt la echipa de fotbal. 20.000 am prins cu domnul, adică discuții cu domnul primar, a zis nu mai dăm 40.000 ca anul trecut, am prins 20.000 și probabil doar am avut, există acum un campionat județean pe teren în sală. Cum ar, și toată competiția s-ar putea desfășura la TMT acolo așa. E vorba de 5 milioane ar fi pe an, taxa, pentru că taxa e mult mai ieftină, pentru că ei, fiind la nivel județean, au acolo arbitru, au acolo treaba lor cumva. În schimb, băieții care sunt și francezi știe, vor să joace în continuare pe teren mare. Și am zis, băi, 220.000 pe an, până la urmă au echipamente, practic ce plătesc? Plătesc arbitru, plătesc asistentul medical, plătesc licențierile sau ce au ele acolo, ele de plătit. Și am zis 20.000 trebuie să se încadreze în această sumă. Acum, dacă e mult, e puțin. Băi, nu știu, ei mai... Anul trecut am avut 4.000 de lei. 40.000 de lei. Dar reușesc să dar reușesc să rămână. Da. Da. Dar o să mai ceva acolo, dacă o să ajungă bani pentru retur și gata. Păi urmează, noi doar am prins ca principiu un buget acum. Da. Dar modificări până în trimestrul 3 nu mai putem face până în trimestrul 3, dar trebuie să prezinte domnii de la sport justificarea pe anul trecut la bani, că așa se face, și cere de finanțare pe următorul an, să-mi spună ce vrea să facă anul ăsta, că eu am prins un 20.000 așa, dar poate vrea mai puțin sau poate vrea mai mult, nu știu. Iar trebuie să vină cu cerere de finanțare. Dar știi ce documente ar de făcut, că face de atâția ani, dar nu mi-a prezentat nimic încă la ora asta. Și până nu justifică banii care cheltuieți și ce vrea să facă în următorul an, nu dăm bani. Așa se face. Dar el știe ce a făcut doar cu domnul profesor a mai... Băieții nu sunt de acord, niciunul nu este de acord ca el să dețină cardul cu bani, cu oricum. Da, eu trebuie... Aici. Am un președinte pe hârtie. Știu. Am citat. Știu. Numai cineva că... trebuie să-mi răspundă. Care are contabil? Domnul, el dumneavoastră trebuie să știe, dar chestia e ca așa, că atunci când s-a predat funcția, s-a predat între ei. Domn profesor, eu predat lui... Păi bine, erau asociații care ține de ei, s-au dus la tribunal, s-au așteptat schimbat, nu ține de mine, sau cu domnul primar. Da, sincer, n-a știut că eu predat. Da. Face parte din comisie. Aici este, noi nu discutăm cu persoană, discutăm cu asociații care are un reprezentant. Noi nu putem discuta cu orice fotbalist care spune, domnule, nu-mi convine, ălaltul spune că fură, celălaltul, domnule, ce faci? Banii trebuie să dai cuiva care să răspundă. Așa e. Păi, dar și atunci discuțiile astea n-au rost. Nu, că de adus aduce, că are contabil, am înțeles, care ține registrul ăla de casări și plăți și acolo scrie toate, chiar toate, și comisioane, tot ce au plătit ei, nu a fost problemă. Dar trebuie să ne aducă, nu le-au adus încă. Păi trebuie sunat și să vină. Și oricum trebuie să stăm de vorbă cu ei. Trebuie să aducă cererea de finanțare. Da, dar din anii anteriori,
nu aveți o evidență, de exemplu, arbitrii, doctorii, cam da, cum să plătiți, știm, dar știe, se știe, dar totul e pe și atunci trebuia făcut un buget minim, că nu mai se plătească utilitățile. Dar minimul, lucrurile sunt pe hârtie, doar clare, nu? Adică nu aveți impresia că dăm banii ăștia la... Sunt facturi medico, dar și... Nu, că nici de aici am zis, nu merg dacă nu sunt plătiți doamnele astea, deci chiar nu merg. Păi au contract de servicii. Cu doamna doctor Armand. Alina, când îți vine el acum cu cheltuielile, hai să vezi cât s-a cheltuit. Că ei la protocoalele astea, ei nu pun bani. Eu o să vă prezint în momentul când aduce cele de la discuții, în ședință, vă arăt și copii după registru. Dacă și studiați, ca să știți și eu pot să contez când am plătit protocolul. Am primit azi dimineață un SMS. Dacă are mașina sertificată și nu poate ajunge la plejă și dacă vă aveți o mașină din primărie, să ne dea hârtiile. Păi, nu spune să când trebuie bani să trebuie. Acum trebuie să ducem bugetul la trezorerie și în momentul acesta se înțelege cineva. Dar oricum mai este timp până luna viitoare. Cam astea întrebări, dacă mai aveți alte discuții, alte întrebări mai aveți, atunci se supune la vot aprobarea bugetului. Cine este pentru? Deci a apărut și domnul consilier Gherfi, acum sunteți 15, da? Deci la buget 15 pentru. Ar mai fi o problemă delicată, destul de delicată din punctul meu de vedere. Amenajarea căminului de la deal de aici, cum îi zice, casa tineretului care se zice. Da. Am avut discuții cu părintele să ne apucăm să facem investiții, să aducem această casă a tineretului la standardele cerute de ziua de astăzi. Și în principiu a fost de acord. Noi putem accesa niște fonduri europene și să putem să izolăm clădirea, să facem acustica să fie bună, să schimbăm geamurile, să schimbăm uși, să facem o bucătărie modernă, să facem un WC modern acolo, ca să ne putem, ca comunitatea din, de aici, să poată desfășura activitățile într-un cadru normal. Faci praznicul de acolo, într-un frig de nu se poate. Nu poate. Cred că... Banii de chirie ce nu e? De primăria nu ia, nici în dar trebuie făcute investiții. Nu poți să mergi la nesfârșit cu... Bine, s-o preia primăria. Spre cea mai bună treabă. Poate nu putem cheltui. Sau concesiona măcar. Păi concesiona. Nu, pentru mărmântări să nu se iei, pentru praznici. Ca să ia mare. Dar să nu se ia primul. Dar cum ascultați-mă. Păi 8 milioane, nu? Nu este, nu, 3, nu, am nu, înțeles nu, că sunt 3 milioane. 3 milioane. Dar păi, nu la 8. La 8, la nuntă. Dar la ăștia 3 milioane intră liturgia, preotul asta, asta. Da, total. Vechea, privegiul de cu o seară înainte. Deci intră toate de asta nu mai chirie pentru... Tot, tot, la tot. Vechea nu ia mai nimic la preotul. Și vreau să vă spun că nu aduce venit foarte mare. Dacă e așa, dacă zici cu 3 milioane, dar trebuie și curentul, trebuie... Ca să ceri un preț mai bun, trebuie să ai o leacă, nu trebuie să-l faci, la aranjez. Da, atunci avem după aia o să ceară mai mult. Noi modernizăm, după aia o să ceară mai mult. Dar nu, dar dacă se poate, dacă preluăm modernizăm, dacă nu preluăm... Și controlul. Domnul consilier, întâi suntem la ședința închisă și după aia la diverse probleme mai discutăm. Da, da. Ah, да. Да. Да.